Salutare toată lumea și bine la un episod de GTA San Andreas alături de Mari, I don't know. E serios? Da, e vorbesc serios, lol. Zici okay. Salut. Da, salutare. Deci mi-am scos toate modurile din GTA pentru că făceau lag și eu acum vreau să mă apuc și de Orange, adică nu să mă apuc, să las AFK caracterul opus, deci slip să fac level și după să vând contul. Așa face Raul level. Da. Da. Tu eu n-am mai închis PC-ul de 4 zile și m-am apucat de CS-a, de CS, doamne, de Samp, acum 3 zile și am level 7. Easy. Da, oricum, eu când m-apuc de un server nou și știu să joc, adică înainte, când m-am apucat prima dată de RPG, făceam o oră pe zi, păi mai gândește-te. Dar acum am apucat serios să fac level mare și să intru în facțiune. Acum am intrat în clanul red, ce? Câte ore ai? 17, de asta cu slip-ul, nu să fac ore, să fac respect points. Ăla e target-ul. Ai de 7, da. Ai de 7, dar ai 17 ore. Eu am level... stai, stați. Tu ai tot level 7 sau 8? Am level 8, că am dat azi de la și am 50 de ore. Păi nu mare, dar asta înseamnă să joci să am de 7 ani, ce știi tu? Să joci să am de la 6 ani jumate. Păi. Nu, serios, atunci jucam să am gen pe un laptop de căcat care mergea în 10 FPS-uri sample și na, pana mea. Atunci m-am apucat. Bine, jucam pe server de stand, aveam de la... Cum se numea ăla? Nu cu zonii, mă. Cum se numea, mă, hack-ul ăla de... Cleo? Nu, e hack. Nu știu. Nu știu, era ceva de la de puteai să-ți dai bani. Îmi dădeam banii pe serverele de stand și după căutam gagică și le dădeam bani la gagici. Îți dai seama cât de trist putea să sune chestia asta. Și am apucat de RPG, nu. Și am scos toate modurile că făceau lag. Adică vreau să țin mai multe sample-uri deschise și aveam 10 FPS-uri și na. Trebuie să dăbau și o benzină. Mari ne duce, lasă. A. Ai 61, ce dracu. Faci 7 ture de mape, puii mei, cu fuelul ăla. Mm-hmm. Asta e de la 24x7, magazin de la? Nu, asta e benzinărie. Știu, dar arăta acolo că puteam să intru în benzinărie. Nu puteai să intru în benzinărie, cred. Da, ți-am să o cumpăr. Da. Hai acolo un page. Striker-i boss-ul de la clan? Păi și eu sunt boss, uite. Păi și e gen... E pe rancuri. Nu, dai prietenul tău ăla sau ți-o dat așa aiurea? Sergiu? Mhm. Sergiu, l-am dat, a zis să-l duc barbut și l-am lăsat în mijloc cu autostrăzii. Ei nu știa să scrie. Deși mie e rang mai mare dacă poți, că ești boss. Nu cred că pot, cred că doar ăla de level rang 7 sau... Nici nu știu comand, adică... Adică te rog. Ia uite, poți să ai aici. Da, vezi, nu te mai băga, că ți-a ție fă mașina, mă doare pe mine în cur de infernusul lor. Dar ți-a ție fă mașina și rămâne pe aici. Acum vin acasă, virgulă, poate să îmi dea cineva chei la... Dar nu știu dacă mai sunt mașini acolo, că le-a luat. Am o drift, ba. Mamă, ce drift, îți dai seama? Dau euroul. Ok, mersi, ajung în 2 minute. Nu știu ce să zic. 2 minute. Număr ăla pe ceas. 1, 2, 3. Nu număr ăla, sincer. Putem să mergem și 10 minute. Zic, bă, frate, n-ai noțiunea timpului. Au trecut 2 minute, ești prost. Da. La bravo. Vin mâine în puie mei, zic, bă, frate, n-ai noțiunea timpului. Au trecut 2 minute, ești prost. La bravura, mă? Ce? Spune nu. Spune nu. Că bravura e cea mai prostă mașină. Nu. Una mai bună. Una mai bună. Dacă se poate. Vezi dacă e liderul, Juan, că ăla ceva viteză. Am nevoie să ajung la job în 2-3 minute, nu mâine. Vezi că acum am dau ăștia bani. Asta e. Hai, mă, mai e mult până ajungem? Mai e puțin. Ești păște, ești nebunul ăsta pe capota de la Infernus. Zleg. Ah, cum să nu. Ăsta e episodul 12 din... Nu, de fapt 11 sau... Nu, 12... Nu știu cât e pana mea, nu contează din... Tu chiar filmezi? Zici, da, mă, cu aici, prost. Smică. Deci, niga e mare acolo. Umăr în umăr stăm. E smică, da. Și am azi mașină răz. E cum? Așa se face.
Nu, mă, dar nu, nu-mi place cum arată GTA-ul fără moduri, dar prefer să arate așa decât să joc. Adică, bine, nu joc un joc pentru grafică, n-am. Eu joc pe 90 de frame-uri acum. Normal, un joc se joacă de distracție sau de pana mea să realizezi ceva în el, nu pentru grafică. De distracție în 30 de frame-uri. Bă, eu am slash ID, Raul, doi, sau de fapt poți dau slash HUD. Da. Display FPS enable. Am 93, 92, 93, 92, 93, 92. A, bă, am trecut. Bă, dacă ești pro. Uite, în orășelul ăsta, mic, la capătul hărzii, dă pe mapă să vezi unde suntem. Uite de unde, din DS, dreapta jos și unde am ajuns. Ce? Dă, du-te pe mapă să vezi unde suntem. Oh my god. Holy shit. Să dai torrent aici. Dar pe cum, adică, mă, HP text o să dau pe blue, că arată mai jmeche. De fapt, n-arată jmeche, stai. Gata, am ajuns. Stai asta din dreapta. Să arată. Clanul lui Red Army? Hm? 5000? Da. Mar, nu dau atâta. A, băi. Nu produc eu atâta pe oră, în pui mei, că nu mai puteam muncesc așa de mult. Nu știu, dau aici oare? Da, mă, că eu am avut până acum la cum arată casa. Băi, ce jec de casă, du-te, bă, de nu dau la jec. Uite. Am crezut că Edita mai palatul cu aia ca să dau rent în pui mei. Păi nu, dar frate, un palat în acolo, tupă, lăsă un pic. Atunci ia-ți aici, ia-ți mașina, ia-ți asta de lângă. Asta cât e? Nu, ia-ți-o pe asta de lângă. Cât e aia? 69 de dolari. E bun. Slash rent room. Slash unrent room. Slash rent room. Gata, boss. Ia. Bă, uite asta, Edita mai palatul și e 69, frate. Ia, intră. Normal că ala. Las-o, frate, în pui mei. Uite-te cum aici de jmecher. Slash it. Uite cât de jmecher e aici, frate. Nu ca în jegul ăla de casă care îți trebuie 5.000 și pana mea. Ăla e obsedat. De la câți bani are? Ce avere are liderul? Mamă, are o grămadă de bani. Și atunci de ce vrea 5.000? Are cele mai scumpe mașini de pe server aproape. Hai, dă-gă. Are level 30, e bine. E, are Sun King, are Bullet, are Infernus, are Sultan, are... Hai, dă-gă. Dă-și mie cheile de la jocul ăsta de mașină, te rog. Zi-mi ID-ul. ID-ul meu? Da. 153. A. Dă-mi eu mie, acum să o conduc sau... Du-o și repară. Uite, din săraca mașină fum. Ți-a dat rank 6. Ai simțit tu, lege? Ți-a dat rank 6. Oooo, adică e bun? Ești boss, acum. Oooo, mersi. Acum am udat, suntem boși. Dar suntem toți boși sau? Nu, chiar toți. Adică cam 99%, nu? Da. Pentru că e clan mic și... Na, ăștia care intră primii în clan primesc chestiile astea. Eu am fost întâi cot, știi clanul? Uh-huh. Da, dar am fost... Deci era o fată o care... O să dăm și clanul, ori nu? Nu știu. Era ăla... Ajești pe ăla. Deci un... Bă, dar... Hai zi. Să reparăm mașina. Stai, unde mergem? De sus? Nu, mai du-te, dracu, filmezi jumătate de oră doar drumul. Aici nu-i niciun de la de reparat? Păi stai să mai. Suntem în Sâfă, nu? Sau unde suntem? Dacă mergi pe podul ăla, o să ajungi în Sâfă. Da, du-te pe podul ăla. Ok. Du-te pe aici pe podul ăsta. Stai să văd dacă e bine că tu... Da, pe aici e bine. Du-te pe podul ăsta. Și el, ăla ownerul de la D-Code, avea două clanuri și spunea că nu poate să stea și am zis, păi, nu ne interesează. Cum dădeam, cum recrutam? Nu pot să zic cuvântul niciodată, zic cum făceam, cum luam membri în clan? Că mă uit acum, da. Dar trebuie să fie aproape de el. Da, mă, cum luam, zic, că poate o să bag și abonați. Stai, parcă era așa, nu? Așa, și dai ID-ul după. Da, că invite ID. Și el a zice că join, sau ceva de genul. Da. Tu unde te duci, mă? Uite un burger acolo. A, uite spray, uite spray acolo. Spray? Ce spray? Rexona? Ăla de repa.
Poți să sar cu aici? Mi-e frică. Bă, eu zic să încet așa, da? După aia mă las pe mine să conducă înapoi. Bă, mă, săraca mașină, dacă nu reparai tu acum... Da. Haide, lasă-mă să conduc. Stai să trag aici, hai. Uite, mă repar pe mine. Trebuie. Sunt stricat. Hai, urcă. Mamă, mă. Eu filmez acum cu ușa deschisă, dacă vine maică-mea, e cam rip filmarea. Da, nu o să, n-o să închid. Hai, go. Să luăm prin spate, poți să ligă. Hai la spawn civil, da, e tocmai lăsă să... Uite aici am avut eu rent. Mă bucur. Eu merg acasă la noi acum. Bă, 1016 km, bine. Cât ai dat pe mașina asta? Am dat la trade cu o mașină de 1 kk și am mai dat încă 2 kk. Vrei 2 kk pe ea? E 5 kk și are 1000 de km. Și nu mă interesează. Câte zile are? 26. Ce fac, mă, cu asta? Dacă o țin de, colecție doar. Poți să o țin de colecție. E bună de colecție. Adică să o am așa, gen, să aibă vreo 300 de zile. Dar eu nu știu cât o să mai țină comunitatea asta, Bughead. Adică, ține. Zici tu că nu o să se învechească sample-ul? Păi, de când e San Andreas? Bă, mane, parcă. Trece timpul. Adică, gândește că peste câțiva ani să ai un PC 7 GTX 1080 să fie așa, un Pentium, știi? De aia vorbesc așa. Că uite, tu te și ceri lui Cătălin că ăla. Ce? Bă, hai să luăm o mașină de aici. Bă, dă și mie o mașină. Bă, e mașinile deschise, mă. Dă și mie o mașină. Ah, lasă-mi iei Infernus-ul. E închis. Infernus. Hai să-ți iei o mașină din astea. Eu mi-au un bullet. Eu vreau un Infernus, dacă se poate. Nu poți să iei Infernus. Vezi că ți-a dat chei. Aaa, mi-a dat Infernus-ul, bă! Ce crezi că eu nu l-am avut? Mersi. Ia uite-l, mă, ești nebun cu Infernus, cu alea. Hai că vă urmăresc. Așa, mi-a dat și mie cheile. Hai. Hai, vii după mine? Uite așa, uite ce fac. Drifturi, chestii. Hai, mă! Stai așa să-mi dau și eu să mai tare un pic. Se bagă ăsta mine. Bă, ce faci, mă, te urci cu limuzina pe mine? Zic că l-ați urcat cu limuzina pe mine, ești nebun. Hai. A, mă, nu te pui eu tu. Eu uită în față. N-are nos. Ba da, are, dar trebuie să apeși click. A meu n-are. N-are? N-are. Ba da, are. Ești tu prost, apăs click. A, ba da, uite, are, ești nebun, nu mergea. Cred că-i dăduse mai înainte, fără să observi. Nu, cred că n-ai băgat tu atunci când dai click să ai nos. Unde mergi? Pe până apă? Eu fac drifturi. A, ai de capă. Stai să fac și drifturi. Lasă-mă un pic. Stai. Deja, că am dat mare fail. Fuck, stai că am dat fail. Ah, și eu. Hai după mine. Ai și tu nos la ta, nu? Da. A, stai că n-am. Dar știi că normal ăla ne dă mașinile ca să-i facem kilometri. Ba cam da. Duc așa moca nu ni le dădea. Adică zice, aduceți-vă dracu de slavi, îmi consumați mie benzina. Sunt mașinile serverului, clanului. A, deci poate să facă oricine vrea, nu? Da. Păi da, de dacă iese el de pe server și o bubuie în mașina, e rip. Trebuie să-l așteptăm. Hai. Ar trebui să existe o comandă. Hai, mă. Stai așa să-mi bag și un nosul. A, eu de pe control îmi bag nosul, mă. Păi da, pentru că acolo ai farurile și... Bă, poliția, fugi. Și? Că mergi pe contrasens puțin. Și? Și ți-a permis, mă, nu știi? Și? Două ore, Emilia. Păi, hii. Hai, vii? Eu vin, dar buletul ăla tău e cam rapid, să știi. Iar e cam același kilometri. Bă, nu! Că-mi bubuie! Ce faci? Am vrut să mă fac în fața ta. Păi nu, dar bubuie. Că uite cât... Deja nu vezi că iese fund din ea, că m-am bușit ca prost. Hai să mergem să-l reparăm și după aia mai facem curse. Facem curse pe pod, ok? Da. Păi nu pune stop. Pune și tu farurile aprins. Pe aici, pe aici, pe aici. De ce, trebuie să aprind farurile? Ia marș. Păi, am intrat în... Vino pe aici. Lasă, mane, că intru regulamentar, că mi-este deja fum negru din mașină. Hai că vin și eu, că nu știu pe unde să mai merg. Ăsta a picat de pe motor, săracu. Slash. Da. Bine, boss. Bien. Dar nu mai, dar de acum să nu mai dea... Să vă bine. Stai, ce mă? Buy business price. O, mamă, 625 kk. Dar nu e mult. Hai. Au,
Am derapat pe țel. Ești pregătit? Ți-ai așa, fii de aici, vină cu așa și facem de pornim deodată, gen, știi? Oh. Bine, stai să nu te băga în curul meu, ia-o în stânga. Ai. Nu în curul meu, ia-o în stânga, bă. Ai pe aici. Eu îi zic stânga, el o ia dreapta. Hai, mă, vino! Păi am dat drumul. Nu mă interesează, am dat drumul, da, hai, vino. I-am întrebat pe fraiere pe primul loc. Păi, ai păi nu, dar tu deja, uite, ea vin pe contrasens. Bă, ce idioți, mă. Stai să intru în ei. Cine? N-am văzut. Poliția. Era pe... sens. Unde ești? Eu am ajuns deja aproape acasă, la clan. Ia, vino aici, la stradă. Nu mai vin, să mă marș. De fapt, stai că nu prea am ajuns acasă, stai așa, că trebuie să iau pe aici pe undeva. Wow. Am ies să nu... Dacă o iau pe aici, o să o bubui, deci stai așa. Fână. Eu când cobor într-o pantă, pun frână în continuu ca să nu prind viteză, știi? Că oricum nu o să se oprească mașina. Uuuu! Mamă, ce la fix! Hai, vin încă. Hai să mai facem o întrecere. Dar fii atent, te oprești și nu dai drumul. Eu și de ce am pornit? Că tu ai dat drumul la nitro, știi? Păi deja era la drumul de 20 de secunde. Nu mă interesează, nu trebuia să nu mai dai drumul. Nu trebuia să dai drumul. Când aha, i-am dat drumul din greșeală. E dat drumul acum? Da, hai, dai drumul și tu. Nu, așteaptă aici, așteaptă. Atunci, se duce în câteva secunde. Vino, mă, că revine în 30 de secunde, așteptăm aici 30 de secunde, vino aici. Păi da, dar revine el după 30 de secunde. Nu, stai, mă, te duci, stai aici, lângă linia asta aici. Se duce el în 30 de secunde, dar până se oprește, uite, acum durează 30 de secunde. Da, stai așa, lângă linie, ești pregătit? Da, stai. Așteaptă, vezi că o să ți se vadă, se vede albastru ăla, vezi că ți se vede albastru ăla când iese din țeava de eșapament, vezi? Când nu o să mai ies, înseamnă că ți-o reveni nitro. Dar nu da. Nu da cât rălă atunci. Aștepți. Așteaptă-mă, nu te mai mișca, mă. Gata, ți-o reveni nitro. Ești pregătit? Nu mi-a revenit. A, ba nu. Când nu o să-ți mai iese albastru ăla din țeava de eșapament. Gata, acum ți-a revenit. 3. 2. 1. Și! Ce te pui, mă, tu cu infernul? Ce-ai făcut, mă? A sărit din... Cum, bă? Nu știu, vine să mă iei de la... Nu, vin, dă-te în piștul meu. Dar tu vine să mă iei de la HQ. Nu. Bă, da, hai. Ba, nu vin. Hai, vine să mă iei de la HQ. Așa, hai că acum. Mori acum? Da, sunt în apă. Săracul de tine, mori înecat. Dar și mie, orice, nu mi-ar place să mor înecat sau ars. La fel. Mi-ar plăcea să mor spânzurat în puii mei. Nici spânzura nu mi-ar plăcea, de fapt. Orice mi-ar plăcea să mor oricum, numai să nu simt înainte să mor nimica. Adică otrăvit, de exemplu, când te otrăvești mori instant, adică nu simți nimica, rău sau ceva. S-au lovit cu armă. Sau exact, dacă nu în corp, că poți să mori și în corp lovit, dar după aia simți nu știu câtă durere înainte să mori. În cap, dacă să-i tras una în cap, ești plăcintă. Hai că eu sunt aici, te aștept. Ești eu am murit. E bun. Dar așa spânzura, de exemplu, zi-mă că nu mai poți să respiri înainte. E ca și ca și necatul, practic. Hai că am ajuns. Hai, ia și tu părciul ăla de mașină. Eu îmi iau turismul acum. Poți? Da. Cum? Lasă-mi e turismul și dau infernul sunt. Bine. Că n-am mai cum. Sunt toate mașinile deblocate, știi, nu? Deblocate? Ia hai cu elicopterul. Te așteaptă. Poți să ții și Sand King. Ah, și... ia în look, nu mai știi care e faza. Cum se cheamă? Vii cu elicopterul? Nu, mane, conduc un pic cu turismul, cu... Te aștept aici? Așteptă-mă acolo, că mai dau câteva ture pe aici, fac drifturi. Oh, mamă, de șmecher! Deci da, de acum încolo episoadele de sample o să fie mai lungi, pe vreo 25-30 de minute, pentru că n-am... Este bine minte. În 15 minute pe zi, dintr-un episod de sample, ce poți să vezi, nu? Păi, șmecheră chestia asta, e șmecheră mașina asta, turismul. Hai că vine înapoi. Să încheiem episodul acum? Pentru că pierdam deja de vreo 25 de minute. Vrei? Stai. Gata, bă. Nu, hai, închei filmarea și după aia... Zi, mă. Da, închide filmarea. Nu, hai, fraților, sper că v-a plăcut acest episod din GTA San Andreas, alături de Mari. Zici tu ceva. Da. Da. Deci sper că nu vă deranjează că mi-am scos modurile. Practic e același joc, numai că nu e... Na, nu e... Chius, bă! Primul jucător care jucuiesc un pilis câștigă 5k. Lasă-i, mane, că poți... Hai, continuă-ți. 824 de player, care e șansa să fim noi primii? Așa. Deci, fraților,
Sper că v-a plăcut acest episod și sper că o să vă placă și fără moduri. Poate să-mi bag ceva, un mod de mapă, ceva, dar nu moduri, N-ul, bus sau chestii de genul. Deci da, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Bye, bye!